Comisiile de delimitare a limitelor comunelor, orașelor și municipiilor de pe raza județului Suceava încă mai au de lucru, potrivit prefectului Mirela Domnicăi. Sunt litigii care durează de ani foarte mult și se pare că nu se vor stinge prea curând. Astfel de litigii privind delimitările teritoriale, după cum a informat prefectul Domnicăi la Bucovina TV în emisiunea Raportul de seară, se consumă și cu localități din alte județe. Chiar de curând am avut întrunit această comisie pentru o problemă legată de granița dintre Arbore, Cașvana, Milișăuți, pentru că erau tot fel de situații hilare. Cetățenii figurau cu casele pe raza unui OAT, aveau în momentul în care restabileam corect delimitarea, cetățenii aveau o carte de identitate cu un domiciliu care nu mai corespundea cu realitatea. Deci aici, cel puțin pe speța aceasta, am avut posibilitatea amiabil cu cele trei unități administrativ-teritoriale implicate să tranșăm lucrurile și să reașezăm corespunzător. Mai este o situație la Drăgușeni, dar acolo problema se pune cu județul Neamț ca și delimitare și este ceva mai complicat. Mai e problema de la Hânțești, care încă n-a rămas, n-a fost clarificată, a rămas încă într-o stare de litigiu. Deci, se reportează. Se reportează.